Victor Ponta a spus la Turcia că această taxă este inevitabilă, pentru că România a negociat un acord cu Uniunea Europeană cu privire la reducerea emisiei de noxe, iar până în 2015 a fost negociată suspendarea aplicării acestei taxe pentru proprietarii de centrale termice de apartament. Practic, începând din 2016, aproape toate familiile vor plăti această taxă, dar fiind faptul că sistemul centralizat a fost desfințat sau diminuat mai peste tot în România, cei mai mulți conaționali alegând să treacă la sistemul de încălzire cu centrale termice. Ministrul Mediului, Otilo Corodi, a precizat la această oră se poartă negocieri cu Comisia Europeană pentru stabilirea modalității de aplicare a acestei taxe. Singura sumă vehiculată până acum a fost aceea de 30 de lei, plătibil pentru fiecare gigacalorie produsă de centrale, dar aceasta nu este confirmată deocamdată, premierul spunând că oricum taxa nu va fi neglijabilă. Situația nu se prezintă uniform la nivel național, unde în anul 2013 existau șapte județe debranșate total de la sistemul centralizat de încălzire, 17 care aveau o proporție de sub 30% din populație branșată la sistemul centralizat, 5 județe cu o proporție cuprinsă între 31 și 50%, 6 județe cu o proporție între 51 și 70%, și 6 județe cu o proporție mai mare de 70%. Între acestea, din urmă, înscriindu-se și Bucureștiul.